Salut, bine te-am găsit la Betur 1x2, porția ta zilnică săptămânală de pariuri bune, ponturi bune. Salut, Aurelian! Salut! Cum ai petrecut de Paște? Cum a fost alea? Cam fiecare an. Am avut și noi, ne-a ajutat iepurașul de Paște și am dat un 71% săptămâna trecută. Am mers săptămâna patimilor, n-a fost săptămâna patimilor la pariuri, a fost o săptămână bună. Am avut undeva la 12 reușite cu 5, care nu ne-au ieșit, ceea ce e destul de bine. Destul de bine, ne-a mers bine pe ușor. Ușor, nu mai folosesc ăsta. Nu mai folosi, e ok. Asta nu era planificată. Nu era planificat, totul se face în timp real aici, e frumos, elegant cât de cât. Bun, puteți găsi oferte fără depunere în descrierea acestui video. Lăsați-ne și comentarii dacă vă place emisiunea, dați-ne tot felul de sugestii dacă le aveți. Ne găsiți pe Telegram, pe TikTok și pe site, pe betur.ro. Tot felul de cronici la competiții care mai de care, inclusiv MMA, inclusiv Formula 1. Și avem și câteva turnee mai dubioase de tenis, nu neapărat Masters-uri și Grand Slam-uri. Hai să le numim dubioase, să le numim mici, că lumea s-a gândit după aia că sunt trântite blaturi. Dar nu e cazul, niciun caz. Nu e cazul aici. ITF și Challenger niciodată n-au fost blaturi. Și nu avem, nu știu, mă refer la turnee de 250 de puncte, în fine. A, nu te referi la ITF, ok. Nu. Să o luăm încet cu ziua de vineri, cum v-am obișnuit. Începem cu Superliga, play-off-ul care cumva s-a strâns acum cu CFR, Faru și FCSB se luptă la titlu. Sepsi Craiova X2 la 1.62. Da, mie îmi place Craiova. Mie îmi place Craiova ce arată în acest play-off, pentru că au făcut meciuri extrem de bune. Vin după o victorie. Aș spune că prestația cu Rapid a fost mai slabă decât meciul cu CFR, de exemplu, dar... Au profitat de omul în plus? Totuși. Au profitat și au reușit să câștige, chiar dacă au făcut câteva greșeli, chiar dacă nu prea au fost foarte eficienți la finalizare, totuși s-a văzut că este echipa mai experimentată, echipa mai valoroasă și a reușit să câștige. Eu cred în continuare că Sepsi e cam cea mai slabă echipă din momentan Rapidul, dar momentan să Rapidul, vedem ce se întâmplă. Da, mai este de jucat. Eu cred că Rapidul o să intervină cumva lupta la titlu, mai mult sau mai puțin. Dar oricum nu prea îi văd mai sus de locul 5, nu e... E sub Craiova, no, da, sub, ca lot sub, și ca sub primele 4 echipe. Da, cred că Craiova aici, chiar dacă este o echipă mai slabă în deplasare decât pe teren propriu, va reuși să scoată măcar un egal din meciul ăsta. Mergem mai departe la dezamăgirea momentului în Europa. Arsenal, Southampton, 3+1.50. Arsenal care a reușit a doua oară să nu mențină un avantaj de 2 goluri și a... Aproape era să piardă la West Ham, că i-au călărit în ultimele 25-30 de minute. Aici treaba stă în felul următor. Southampton din momentul ăsta, nu, pe lângă faptul că are un program foarte greu de unde este nevoită să scoate puncte, nu-și mai permite să se apere cu nimeni. Pentru că situația e foarte grea acolo și vor fi nevoiți, chiar dacă Southampton este o echipă slabă, este o echipă fără jucători foarte valoroși, este o echipă defensivă. Va trebui să atace pentru că nu au altă soluție, pentru că dacă fac un egal cu Arsenal și Forest și Leicester câștigă etapa viitoare, se depărtează. Sunt nevoie să joace la victorie meciul ăsta și Arsenal au cam pierdut avans față de City după ultimele 2 rezultate și ei vor ataca frenetic, ca să spun așa, pentru că vor titlu. Nu s-a mai întâmplat chestia asta de foarte mult timp acolo și sunt convins că vor face tot posibilul să obțină titlul. Din păcate, ca să obțină titlul, vestea proastă pentru Arteta e că nu trebuie să piardă pe Etihad, ceea ce e destul de greu dacă se pornește tăvălugul City. Continuăm cu ziua de vineri, un meci din Primeira Liga portugheză, Casa Pia cu Sporting Braga, pauză sau final 2 la 1.50. Braga e o echipă de Champions League, e la... Se bate acolo pentru primele 3 locuri, chiar e la 2 puncte în spatele celor de la Porto. E peste Sporting, nu? Da. Peste Sporting momentul ăsta. Iar adversara e o echipă modestă totuși, adică locul 9 din Portugalia, undeva la jumătatea clasamentului, nu spune foarte, foarte multe. Ar fi prins Casa Pia play-off-ul ligii, Super Ligii. Asta e foarte posibil. Casa Pia... Posibil, nu probabil. Trecem la ziua de sâmbătă, avem și aici niște meciuri foarte, foarte interesante. Mainz, Bayern, GG 1.62, e haos în vestiarul lui Bayern. E dezastru și la Dortmund, deci nicio problemă, nu vrea nimeni să ia campionatul. Bayern încă a încasat gol și de la Hoffenheim, a luat 3 de la City, a luat 2 de la Dortmund, a dat și 4. Marchează mult, primește goluri. Mainz e o echipă care se apropie de zona de Conference League.
are o serie bună, n-a mai pierdut de vreo 6 meciuri sau ceva de genul ăsta. Un GG-ul e o cotă bună și cred că... Pe mine, sincer, mă sperie GG-ul, pentru că Ofe a marcat cam la singura ocazie avută, dar să sperăm că Upamecano va face o faptă bună și va greși din nou decisiv. Da, un fundaș, ca să ne iasă și un fundaș pariul. Care nu știu cum de naționala Franței, dar mă rog, nu fac eu... Ne pune toată speranța în el. Da, farul CFR 2+, la 1.42, se încinge lupta la titlu în Superliga, în play-off, 2+. Da, meciul acesta puteți să citiți mai multe despre el și pe site, unde chiar eu m-am ocupat de o analiză mai aprofundată. CFR are șansa să o treacă pe primul loc, dacă învinge la farul. Au mai fost în situația asta în sezonul regulat, ne amintim foarte bine, când Hagi a adoptat o tactică ultra-defensivă și până la urmă CFR a câștigat cu 3-0. Eu sunt convins că clujenii vor merge la foul, chiar dacă e un teren greu pentru a câștiga bine. Dan Petrescu nu prea a făcut în sezonul trecut chestia asta, să mai mult s-a apărat cu echipele mari, dar acum sunt puși în situația de a urmări echipa din față. Și farul nu va putea juca la egal, la fel ca în meciul precedent, pentru că în cazul în care termină egal și FCSB câștigă în Giulești, vor veni la același număr de puncte. Și sunt convins că nu-și vor dori asta, văd un meci deschis, ambele echipe vor aborda ofensiv partida și cred că două goluri n-ar trebui să existe probleme. Da, și după aia ar zice Florian Coman că s-a văzut calitatea jucătorului, cum a zis după meciul cu Faru, după ce a dat gol. Nu l-am urmărit, nu. Mi s-a părut foarte amuzant modestia lui extraordinară. Îi se spune Mbappé totuși, adică Mbappé, trebuie să avem puțin Florinel respect. Florian Coman de França, Mbappé și Florinel Coman Mbappé de România. Leicester Wolves, X2, Leicester aproape de retrogradare după ce acum 7 ani a luat un titlu istoric. X2 Wolves, o echipă bună de deplasare. Eu pe Leicester o văd victimă, sigur, alături de Southampton în acest sezon. Mi se pare pe fără... Forest? Pe Forest mai puțin decât. S-ar putea să fie și Forest, nu-mi doresc, dar s-ar putea să fie una dintre echipele regulate. Leicester pare fără scăpare în momentul de față, adică au din ultimele 7 meciuri 6 înfrângeri și un egal sau ceva de genul acesta. Au o echipă bună din punct de vedere valoric, adică mă gândesc la jucători precum Madison sau Harvey Barnes, care ar putea juca la o echipă de top 8-10 în Premier League. I-am văzut și pe la națională, chiar dacă nu au jucat foarte mult, totuși au fost luați la lot, nu știu ce se întâmplă acolo. Cine mai e antrenor pe acolo? Brendan Rodgers? Tot nu l-au... Cred că a rămas. A rămas oare, da, parcă da. Nu știu, dar Wolves mi se pare că au antrenorul mai bun. Și au portughezia care fac tot timpul treaba. Da, și au jucători valoroși și pot să scoată măcar un egal aici. Un meci de Liga a doua, Concordia Chiajna, Progresul Spartak, 1-1, 67, în play-out, nu? În play-out, da. Chiajna e cam cea mai bună echipă din seria ei de play-out. Progresul are nevoie de puncte pentru că e amenințată cu retrogradarea, dar nu e o echipă totuși care ar putea să învingă la Concordia. E diferența de valoare foarte mare. Progresul bază mai mult pe jucători tineri care nu prea au reușit să și consume pe entuziasmul pe... fanilor care au urcat echipa asta din eșaloanele. Nu, fanii sunt dincolo. Există și aici două echipe? Da, au jucat fanii, sunt la Progresul care a jucat anul trecut pentru promovarea în Liga a 3-a cu CS Dinamo, echipa ministerului. Numai în România e posibil așa ceva și probabil și în Bulgaria. Da, bine, nu ți închipui că dacă erau foarte mulți. Erau Spartak, există două facțiuni de sub... Sunt diferite, Progresul și Progresul Spartak. La Progresul vin... Deci ăsta e Progresul de aici, nu? Nu, e Progresul Spartak. Mă... Da, este mind-blowing, nu... Nu, cred că și la Progresul există două facțiuni. Ca la noi, la nimeni. Chiar că da, nu mă aștept să vedem și la... Aștept și la Sportul Studențesc. Chiar am văzut la România cu Belarusul, un grup al fanilor sportului, cum au afișat anumite bannere. Mai există Sportul Studențesc? Nu mai există, dar se pare că există fani. Dar oricum, să trecem peste. Unirea Deji, mai aștept și acolo să fie două facțiuni de galerie, dar ne vedem mai pierdem încolo. Timp. Da, pierdem timp. Lens, Monaco, GG sau 3+. Când zici Monaco, te gândești la GG în general. Sau la goluri multe. E cam a doua cea mai bună ofensivă din Liga 1 după PSG și trage către locurile fruntașe de Champions League. Lan e pe o poziție pe 3, dacă nu mă înșel, mi se pare că da. Marseille iau la fața.
are șanse să se mențină acolo. Cred că pe teren propriu vor ataca. Cei de la Monaco nu mai au nimic de pierdut, adică joacă cu o contracandidată, sunt nevoi să câștige și, și aici văd. Cota mi se pare destul de bună, sincer, nu 47 pe un astfel de meci. Da. Vă reamintesc acum de ofertele fără depunere pe care le găsiți în descrierea acestui video. Comentați, lăsați-ne impresiile voastre, pronosticurile voastre, să avem un dialog. Avem ponturi și pe grupul de Telegram, avem ponturi și pe site unde Aurelian scrie de zor, mai scriu și eu din când în când, pe Germania, fa bani frumoși, nu mai puneți GG3 plus la Germania, că nu este tot timpul, nu e redefinit asta, se mai poate să nu fie. Și bineînțeles pe TikTok unde facem analize scurte, urmăriți și emisiunile noastre de pe YouTube, Offside TV și Betur Show cu suporteri echipei românești, cu o emisiune realizată de Viorel Berbece. Salut, Viorel! Duminica, hai că îți predau strafeta pe MMA. Intrăm în zona mea preferată de UFC. Sper să mai creștem puțin pe... Am schimbat un pic tactica, nu mai dăm luptele mai importante între sportivii mai importanți, pentru că sunt destul de tricky. Cum am văzut, am început perfect cu 8 din 8, după aceea am ajuns cam la 50% pe gală. Primul meci este Brad Tavares contra lui Bruno Silva. Aici mergem pe o victorie a lui Brad Tavares la o cotă de 1.60. Treaba asta în felul următor, în artele marțiale mixte, preponderență în UFC, sunt anumite lupte care te schimbă total ca luptător, pentru că pierzi un meci foarte important, iar de acolo nu mai ești ce ai fost înainte. Și mă gândesc că ești la Dominic Reyes, care a mers cot la cot cu John Jones timp de 5 runde, a pierdut la decizie împărțită, după aceea următoarele 4 meciuri din UFC este o fantomă a luptătorului care a fost. La Tyron Woodley, care la fel a pierdut titlul în fața lui Kamaru Usman și apoi a devenit un nimeni absolut, nu a mai făcut nimic. La Cody Garbrandt, care a pierdut meciul cu TJ Dillashaw, în timp ce Dillashaw, bine, era dopat cu steroizi, a fost de două ori făcut knockout, iar de atunci nu mai hai este... Hai să revenim la puțin... Da, Bruno Silva a avut un astfel de meci cu Alex Pereira, a putut să încheie hype-ul lui Alex Pereira, n-a reușit, iar meciul precedent l-am văzut făcut knockout aproape de Gerald Mirosha. Chestia asta e un red flag imens. Cred că Tavares, care are o durabilitate foarte bună, va sta în schimburi cu Bruno Silva și va ieși câștigător din acesta. Va reuși să se impună la o decizie sau chiar prin knockout, dar îl văd sportivul mai bun aici. Și următorul meci între doi tineri, cei doi undeva la 24 de ani, 25 de ani, Francis Marshall contra lui William Gomis. E rudă cu atacantul care a fost la Saint-Étienne, în Lyon și prin Turcia, nu? Nu cred. Aici văd o victorie a lui Marshall la o cotă de 1.47. Eu cred că are un plan bun. Dacă vine să facă wrestling în meciul acesta, are o cale liberă spre victorie. Pentru că William Gomis este un grapper foarte slab, se lasă dus la pământ, iar de acolo Marshall poate controla clar. Ne întoarcem la fotbalul nostru de toate zilele. Leverkusen-Leipzig 1x 1.49, cotă excelentă. Leverkusen arată cu totul altfel de la venirea lui Xabi Alonso. Au 8 meciuri în campionat fără înfrângere, din care vreo 6 victorii și 2 remize, inclusiv o victorie cu Bayern. Leipzig e genul de echipă care se potrivește proverbului care nu duce lucrurile până la capăt. Pierd meciuri cu Mainz acasă 0-3. Nu sunt capabil să lege 2-3 meciuri foarte bune. E o echipă total imprevizibilă, iar Leverkusen e destul de redutabil pe teren propriu, cred că doar Borussia i-a bătut anul ăsta. 1x mi se pare un pronostic bun, ne ferește de acele GG-uri care cumva au devenit tricky în Germania. Sau 3+. 3+, dar dacă să fie 3+, nu o să bată Leverkusen cu 3-0, nu o să bată Leipzig cu 3-0, mi-e greu să cred asta. Nu, o să bată Leipzig cu 2-1. Păi da, atunci e și GG. Deci... n-am avut o controversă pe asta, dar eu zic că o să iasă bine, o să-mi continuu seria bună pe Germania, știu și eu ceva bine și sper să iasă în continuare. Brighton cu Manchester United, GG. Brighton e pe bună acasă. Și au niște jucători, am are niște jucători interesanți. Statistică cu cumpăra niște jucători cu niște sume foarte mici, au devenit cum e Trossard, cum e McAllister. Nu știu dacă vor ajunge să se impună la echipe mari, vedem Trossard la Arsenal. Da, merge spuneam și că nu. Poate să vândă transferă, da, pot și să poate vândă, să vândă, dar la măcar dublu. E mai important pentru ei că își fac treaba cu astfel de jucători. Stau constant în top 6, top 8 acolo fără probleme. Și da, United e o echipă destul de inconstantă.
pentru că am văzut chiar la meciul acela în care ai râs de mine când i-am dat X2 cu Liverpool, mi-au făcut-o când era lumea mai dragă. Și cu Sevilla acum, era o memă pe net. Cu da, și au două autogoluri sau... Maguire? Da. A, era și unul Maguire și unul Dalot. Da, mema era că noi îi lăsăm să ne conducă, îi adormim și apoi la un moment dat le zicem stați liniștiți că intervine Maguire și lucrurile sunt sub control, deci... Da, United e destul de inconstantă. Brighton cred că ar putea să marcheze acasă cu United și United cred că va marca aproape sigur meciul vrea ăsta. Vrea să rămână pe 3, să-și consolideze da, poziția. Da, e o bătaie destul de aplică acolo și vor dori să obțină maxim din fiecare meci. Da, a treia selecție din Germania, Freiburg Schalke 1-1.73. Deși am vins cu 5-2 pe Hertha, Schalke e o echipă slabă în deplasare, n-a obținut mai nimic. Freiburg încearcă să atace locul de Champions League care aduce niște bani buni în club. Antrenorul lor din 2011, Christian Streich, și-ar putea atinge maximul sezonul ăsta dacă câștigă Cupa Germaniei și dacă ajunge în Champions League. Ar fi senzațional, o echipă dintr-un oraș universitar. 1.73 o cotă bună pentru Freiburg, care joacă bine acasă. Chiar și cu Bayern a jucat bine, a pierdut cu 1-0 foarte greu. Nu cred că Schalke le va pune probleme. Și acum te las pe tine să pronunți. Pregătește-te, ești pregătit? Intrăm din nou sub soarele torid al Australiei pentru meciul Melbourne Victory cu MacArthur. MacArthur. Meciul, nu știu dacă pot să o spun, joacă morții cu răniții. Nu știu dacă e acum ai spus-o, dar... Ultimele două echipe din clasament. Un meci... Avem un GG la o cotă de 1.65. Ne așteptăm la o nebunie totală, undeva la 4-4 sau... Doamne, nu știu, eu sper să câștige MacArthur și sper să ne iasă și GG-ul. Știu că nu se retrogradează din A-League-ul. Nu, nu, e ca la americani. Ca la... Acolo poți să pierzi toate meciurile, nu se întâmplă absolut nimic. N-ai nicio miză. Bun, trecând peste MacArthur. Rapid, FCSB. Echipa nobililor. Ține minte. E chiar e sau doar că ne prostim noi aici? Nu știu. Ar putea să fie, să fie trendul nostru pe net. Rapid FCSB 2+, la 1.40, Rapid o echipă dezamăgitoare în play-off, FCSB-ul și-a revenit cumva. Da, Rapid, de obicei, în meciuri de genul acesta evoluează mult mai bine, pe Giulești o echipă mai bună decât este în deplasare, cred că vor, mai ales că există scandalul acesta, suporterii vor afară pe Mutu, conducerea susține, cred că vor dori să-și demonstreze valoarea în meciul ăsta și să arate lumii că n-au intrat în play-off doar ca să facă figurație. Cred că vor juca la victorie. FCSB implicată la lupta, în lupta la titlu, chiar a revenit acolo în top, are șanse bune, văd un meci ofensiv. Pare că au un antrenor, pare că au un antrenor în sfârșit pe bancă. Nu deschidem cutia Pandorei, dar puteți să-i urmăriți pe băieții de la Betur Show pentru mai multe astfel de discuții. Sigur au vorbit despre chestia asta. Acum o să deschid o rană la tine. Juventus Napoli 2+, a luat campionatul, e aproape luat, dar m-au dezamăgit teribil aseară, mai ales modul cum a bătut Varașvelia, am pronunțat bine sigur, Varașchelia, penaltiul, mi s-a părut... Varadona ne-a îngropat, da, puteam să mergem în prelungiri dacă exista penaltiul acela, dacă dădea gol și dacă exista și golul lui Osimhen. Fost un penalti, a fost un penalti care nu s-a dat, da. Ei, comentatorii la televizor au zis și ei că... Nu, a fost un penalti neacordat lui Napoli. Acolo, da, cred că se va simți în orgoliu echipei eliminarea asta și cred că vor veni la Torino cu intenții serioase să pună probleme. Juventus e o echipă bună, nu mai e echipa care a fost a dominat autoritar campionatul Italiei. Cred că Napoli va ataca, va încerca să obțină victoria și Juventus va încerca pe teren propriu să dea un răspuns. Poate, de ce nu, ar fi o ultimă șansă pentru cupele europene. Europa League, mai precis. Da. Tot duminică, Sevilla, o echipă care nu se regăsește în La Liga cu Villarreal, GG sau 3+. În ultimul timp se cam 1.60. 1.60. În ultimul timp se cam regăsește, pentru că Sevilla este o echipă care a început să se ridice în ultimul timp. Villarreal este o echipă foarte inconstantă. Am văzut după ce au bătut cu 3-2 pe Real, au pierdut cu Valladolid cu 2-1. Iar și aici văd multe goluri. Sunt două echipe ofensive, două echipe care mai au și carențe prin apărare, de ce nu? Înainte să trecem la ziua de luni, vă reamintesc că găsiți oferte fără depunere la diverse casinouri și case de pariuri în descrierea acestui video, dați-ne și comentarii. Pe cineva am făcut fericit săptămâna trecută cu un free bet mai de mult, a făcut mai mulți bani și a avut un paște fericit cu cozonac și pască bună. Ei, uite, vedeți că se poate să te și bucuri.
Avem ponturi pe site, avem pe Telegram ponturi de asemenea și pe TikTok tot felul de videouri interesante. Și trecem la ziua de luni. Performera din play-out de săptămâna trecută, un Cluj care a bătut în 15 minute pe Petrolul, joacă cu Mioveni acasă. Da, a mers pe 1 loc, tot de 1.57. Mioveniu, deși arăta bine în finalul sezonului regulat, în play-out-ul ăsta a dezamăgit cont. Văd o victoria cu Cujenilor, care cred că rămân în cursa pentru primele două lucruri care duc în Conference League. În play-off-ul de Conference League asta. În play-off-ul, da, pentru că au de jucat pe echipa 7, cu echipa de pe locul 8, apoi cu echipa de pe locul 3. Frumos. Și probabil meciul direct se joacă la echipa de pe locul 3, nu? Nu se joacă pe teren. Da, prima dată joacă echipa de pe locul 7 pe teren propriu, pe echipa de pe locul 3. A, super. Și următorul meci, voluntari Petrolul 2+, la o cotă de 1.50. Petrolul a pierdut, cum spuneai și tu, ultima etapă. Rămâne una dintre favoritele pentru primele două poziții din play-out. M-a surprins voluntariu etapa trecută, sincer. Nu mă așteptam ca o echipa lui Ciobotariu să poată să marcheze 3 goluri celor de la FCU Craiova. Dar uite că se poate. Și eu aici cred că Petrolul va veni cu dorința de a câștiga, va ataca la voluntari, iar gazdele vor încerca să, chiar dacă vor aborda un stil defensiv, vor încerca să dea o replică. Și ultimul meci, Atalanta-Roma, GG sau 3+, aici cota cred că tot undeva 1.60. Da, Atalanta o echipă care nu mai e chiar așa de GG 3+, cum era sezonul trecut. Am văzut meciul cu Fiorentina, a fost chinuitor să văd meciul, a fost greu de urmărit. Tot are o ofensivă bună, aici au șansa să reintre în lupta la top 4, pentru că Roma în momentul de față, când filmăm noi, este pe 3. Și a recuperat o distanță importantă în fața unei contracandidate. Dacă Atalanta bate, rămâne cu șanse reale, Roma, îți dai seama, nu vor dori să piardă meciul ăsta. Cred că Atalanta se va deschide și va lăsa spații pe care băieții lui Mourinho vor reuși să profite de ele. Asta depinde foarte mult de echipe din Milano, ce reușește să facă. Da. Ăsta a fost Beturi 1x2, sper că v-a plăcut. Dați share, like și subscribe canalului nostru. Urmăriți-ne și pe celelalte social media, pe TikTok, pe site și, bineînțeles, pe Telegram. Și până data viitoare, să fie verde! Să fie verde!